s-a întâmplat că telefonul meu s-a pornit și a sunat la mama mea fără ca eu măcar să am habar de asta. Is he called to be a SEAL? Era chemat omul ăsta să fie în armată? Yeah, you better believe it. Da, fără îndoială, a fost chemat. I could tell you story after story after story. Și aș putea să vă relatez istorie serie după istorie serie. There's some of you might be sitting there thinking. Poate unii dintre voi sunteți aici așezați și vă gândiți. But I'm in my 50s. Oh, eu sunt deja la 50 de ani, la 60 de ani. It's too late. E prea târziu. No, Smith Wigglesworth didn't even start his ministry until he was in his 50s. Nu, Smith Wigglesworth nu și-a început lucrarea de predicare până nu avea 50 de ani. And he became the greatest man of God in the 20th century probably. A devenit unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu probabil din secolul al 20-lea. He was a plumber up to that time. Până atunci fusese instalator. Then there's Bill and Patricia. Și apoi Bill și Patricia. Bill was one of our employees at Messenger International. Bill a fost unul dintre angajații noștri la Messenger International. He was one of our IT guys. Era unul dintre cei care lucra la computere. And every time I came into the office, de fiecare dată când mergeam în biroul lui, Bill just talks about Africa too much. Bill vorbea mereu prea mult despre Africa. There were pictures of Africa all over his office. Peste tot pe pereții lui erau imagini din Africa. So I called Bill into my office. Așa că l-am chemat într-o zi pe Bill în biroul meu. Bill was 55 years old. Bill avea 54 de ani. I said, Bill. Și a spus, Bill, I'll buy you and your wife a one-way ticket to Kenya. Eu vreau să vă cumpăr ție și soției tale un bilet numai dus spre Kenya. Said, can I talk to my wife about it tonight? Și a zis, îmi dai voie mai întâi să stau de vorbă cu nevasta? Said, sure, the offer stands. Și a zis, sigur, oferta e valabilă. So he and his wife came into the office the next morning. A doua zi de dimineață, el și soția au venit la mine în birou. Said, we're taking you up on this. Și a zis, luăm oferta. They sold everything. Au vândut totul. His wife was 62 years old. Soția avea 62 de ani. And Bill's 55. Și Bill 54. They moved to Kenya. S-au mutat în Kenya. They have built 16 Bible schools in the bush of Kenya. Au construit 16 școli biblice în tufișurile din Kenya. Folosind materialele de la Messenger International. They have been there 10 years now. Sunt acolo deja de 10 ani. So Bill now is 65. Acum Bill are 65 de ani. Patricia is 72. Patricia are 72. He was in my office a year and a half ago. Cu un an în urmă m-a vizitat la birou. And he was laughing. Și râdea. He said, John. Și spunea, John. I've had malaria 17 times. De 17 ori am contractat malaria. And he was laughing about it. Și râdea când spunea asta. He said, "You know, we told our children on this trip." Știi, le-am spus copiilor în călătoria asta. What did you tell your children? Ce să le spui copiilor? He said, "If you want to see your mom and dad buried, you're going to have to come to Africa because we're never leaving Africa. We're as happy as we've ever been." Dacă vreți să vă vedeți părinții doar la mormânt, va trebui să veniți în Africa pentru că nu o să mă vedeți venind eu acasă. Are you here? Mă ascultați? Mai sunteți aici? Clapping right now. Acum era momentul să vă aplaudați. How about my story? Cum este povestea mea? I have a degree in mechanical engineering. Eu am o diplomă în inginerie mecanică. And while I was working for IBM, și în timp ce lucram pentru IBM, as a young man, în tinerețe, it was actually you go to school for a semester and you work a semester. Sistemul era așa că mergeai la școală un semestru și apoi mergeai la practică un semestru. And I'm in my junior year. Eram în anii de început. I'm at IBM. Eram la IBM. We're celebrating a guy's 38th year in the company. Și am sărbătorit pe un individ în companie, un alt inginer care avea 38 de ani de lucru la acea companie. There's 14 engineers sitting in the office. Erau 14 ingineri acolo în birou. And we're all just talking. Și toți vorbeam. And the guy we're celebrating. Și cel pe care noi îl sărbătoream. He says. A spus. I've hated every day I've walked into this company for 38 years. 38 de ani am urât fiecare zi în care am pășit în biroul ăsta. Everybody laughed. Toți am râs. Except me. Cu excepția mea. And I'm sitting there going, why is everybody laughing? Și eu stăteam acolo și mă gândeam, dar de ce râd toți ăștia? So I finally spoke up. În cele din urmă mi-am ridicat glasul. I said, why'd you do it? De ce ai făcut asta? If you hate walking into this place every day for 38 years. Dacă ai urât serviciul ăsta fiecare zi din cei 38 de ani. Why'd you do it? De ce ai făcut-o? He said, it's a job, John. Și a zis, job, John, ăsta e un loc de muncă. You know, you work, you get paid, so you can eat. E serviciu, ești plătit și ca să ai ce să mănânci. And I thought to myself, shut up. Și mi-am spus în inimă, taci din gură, nu mai spun niciun cuvânt. I made up my mind sitting there. Dar în clipele acelea m-am hotărât în inima mea, în biroul ăla. I will not be saying this 38 years. Eu nu vreau să spun la fel peste 38 de ani. So my senior year of college. Așa că în anul de final al universității,
Aveam o vacanță, o pauză de 4 zile, o mare sărbătoare. All my fraternity brothers went home. Toți prietenii mei, toți colegii mei au plecat acasă. And I was alone in that house for 4 days. Am rămas singur în căminul acela timp de 4 zile. Și am postit. And I said, God, I got to know why you put me on. Și am spus, Doamne, trebuie să știu de ce m-ai pus aici. And I sought God diligently. Și l-am căutat pe Dumnezeu în mod serios. As a result of that fast. Și ca urmare a acelui post. God gave me glimpses. Dumnezeu mi-a dat niște frânturi. What I didn't start doing until I was in my 50s. A ceea ce n-am făcut decât abia mult mai târziu, când am ajuns pe la 50 de ani. Isn't that what he did for David? Nu așa a făcut el și cu David? Shows him as a 16-year-old, you're going to be king. I-a spus unui tânăr de 16 ani, tu vei fi rege. But he didn't show him the deserts and the wildernesses and persecutions. Dumnezeu nu i-a arătat și deșertul și persecuția și suferința. He showed Joseph, you're going to be a leader. El a spus lui Iosif, o să fii un lider. But he doesn't show him the dungeon and dar the slavery. Dar Dumnezeu nu i-a arătat temnița și robia. This is what God will do with you. Asta va face Dumnezeu when cu tine. You seek him diligently. Când tu îl cauți din inimă. He'll give you a glimpse. El îți va da o frământură, o frântură, o strălucire. How do I know I'm in the call of God? What he's called me to do? Cum pot să știu că sunt în voia lui Dumnezeu, că fac ceea ce el m-a chemat să fac? There will be a divine inner fulfillment. Pentru că va exista o împlinire divină, o bucurie. That is indescribable. Care este de nedescris. People say to me and Lisa, how do you guys do what you do? Oamenii spun mie și lui Lisa, cum puteți să faceți ceea ce faceți? Cum puteți să trăiți? It's a calling. E o chemare. And with that calling there's grace to do it. Și fără chemare, împreună cu chemarea aceea vine și harul de a împlini. How do marketplace people succeed so well while others struggle? Cum pot oamenii care sunt în afaceri să aibă succes așa de bine în timp ce alții se chinuie din greu? It's a calling. E o chemare. Sometimes those who are struggling give up before their calling comes to fruition. Uneori cei care se chinuie din greu renunță înainte ca să vină împlinirea chemării lor. I didn't start out preaching to crowds like this. Eu n-am început să predic la mulțimi ca aceasta. I started out preaching to 80 people. Am început să predic la 80 de oameni. I started out preaching to 10 people. Am predicat prima dată la 10 oameni. And I preached to 10 people like I preached to 10,000 people. Dar am predicat la 10 oameni de parcă aș fi predicat la 10,000 de oameni. But inside, dar în mine, I knew what I was doing, what I was created to do. Știam ce trebuie să fac, știam pentru ce a fost creat. I talk to businessmen and women all the time. Vorbesc mereu cu oameni din lumea afacerilor. They know what they're doing. They know what they're doing is what they were created to do. Ei știu ce fac, știu pentru ce au fost creați. I've talked to people in government. Vorbesc cu oameni din conducerea țării. They know they're doing what they're created to do. Ei știu ce trebuie să facă pentru ce au fost creați ei. I've talked to professional athletes. Vorbesc cu atleți, cu sportivi. Two of them were MMA fighters, cage fighters. Doi dintre ei au fost luptători MM, luptători din cușcă. I looked at those cage fighters and I said, I can't even watch that. Le-am spus acelor luptători, eu nici nu pot să privesc ce se întâmplă like acolo. It's like gladiators. Sunteți ca gladiatori. I said, John, we don't necessarily like it. Și ei mi-au spus, John, nu e neapărat că ne și place. But we know. Dar știm. It's what we're supposed to do. Că trebuie, că noi putem să facem because asta. We tried to get out. Pentru că am încercat să facem altceva, să ieșim de acolo. No. Și Dumnezeu ne-a spus nu. I called you to be a light. Eu v-am chemat să fiți o lumină în lumea aceea atât de întunecată. God has a calling on every one of your lives. Dumnezeu are o chemare peste viața fiecăruia dintre voi. And he wants you to fulfill that call more than you want to fulfill that call. Să împliniți acea chemare chiar mai mult decât vreți voi să o împliniți. For some of you it's being a mom of four children. Pentru voi, unii dintre voi, chemarea este să fiți o mamă și să aveți patru copii. So răsplătirea voastră va fi măreață. For some of you it's a school teacher. Pentru unii dintre voi, chemarea este să fiți învățător la școală. God has called every one of us to different segments of life. Dumnezeu ne-a chemat pe toți în zone diferite ale vieții. Don't try to be what you're not called to be. Nu încerca să fii ceea ce nu te-a chemat Dumnezeu să fii. I look at businessmen. Mă uit la oameni de afaceri. And I think, wow. Și mă gândesc, wow. That's so cool. E așa de cool. That's a gift of God on your life. Darul lui Dumnezeu e peste viața ta. To make money. Să faceți bani. To give to the kingdom. Să investiți în împărăția lui. I love that gift. Îmi place darul vostru. But that's not my gift. Dar eu n-am darul acela. My gift is to write. Darul meu e să my scriu. Gift is to preach. Darul meu e să predic. Your gift may be hospitality. Darul tău poate este ospitalitatea. Your gift may be to drive a taxi and witness poate to people. Darul tău este să conduci un taxi și să le vestești evanghelia oamenilor. Just do what you were created to do. Ceea ce ai fost creat să faci.
How do you find out? Cum poți să descoperi asta? Seek God diligently. Caută-l pe Dumnezeu cu toată inima. God says he rewards those who diligently seek him. Dumnezeu spune că el îi răsplătește pe cei care îl caută cu sinceritate. That seal did not find out he was supposed to be a seal until he sought God diligently. Acel om din armată nu a descoperit acea chemare până ce n-a stat și a căutat fața lui Dumnezeu cu seriozitate. I didn't know I was called to ministry until I sought God diligently. Eu nu știu că sunt chemat la slujire până când nu a mers înaintea Domnului și a căutat fața lui. Plant yourself in the local church. În al doilea rând, plantează-ți viața ta într-o biserică locală. The Bible says, Biblia spune, those that are planted in the house of God shall flourish. Cei care sunt sădiți în casa Domnului vor înflori. If I plant an apricot tree, dacă eu plantez un cais, I don't get an apple tree. Nu o să am un măr. If I plant a banana seed, dacă plantez o sămânță de banană, I don't get a cotton bush. Nu o să am un tufiș. When you're planted in the local church, dacă ești plantat în biserica locală, grow into what God has called you to be. O să poți crește ceea ce Dumnezeu te-a chemat să devii. And thirdly, don't get entangled. În al treilea rând, nu te lăsa derutat. With security, cu siguranță, with money, cu bani, or with wrong relationships, sau în relații greșite. Do that, fă astfel, and you'll walk in your calling, și vei umbla în chemarea ta, and you'll be fruitful, și vei fi roditor. I can tell you about a janitor. Pot să vă vorbesc despre un om de întreținere, of a paper mill, de la o fabrică de hârtie, who has impacted millions of lives, care a influențat milioane de vieți. Did you hear what I said? Ați auzit ce am spus? A janitor. Un om de întreținere de la o fabrică de hârtie. Because he took a young man in. Pentru că el a luat un tinerel. Cared for this young man. Și a îngrijit de tinerelul acela. That young man's seven brothers all ended up in jail. Omul acela și cu cei șapte frați acelui om ajunseseră în închisoare. Was shot. Tatăl lor a fost împușcat. His grandfathers were shot. Bunicul lui murise împușcat. He was weeping when he's telling me. Și el plângea acum când îmi povestea. He said that should have been me. Și el spunea, eu ar fi trebuit să fiu acela. That paper mill janitor took me into his home. Dar acel om de întreținere de la fabrică m-a dus acasă la el. He taught me about Jesus. M-a învățat despre Isus. And that man, și acel om, has an accounting firm. A deschis o firmă de contabilitate. With 10,000 clients now. 10,000 de clienți acum. And I'm one of those guys that he greatly impacted. Eu sunt unul dintre oamenii pe care el i-a influențat. The janitor impacted the accountant. Acel om de întreținere a influențat tânărul care a devenit contabil. And the accountant greatly impacted me. Și contabilul a avut mare influență now, în viața mea. Now the millions of people that I've impacted. Și acum milioane de oameni pe care i-am influențat. Directly assigned to that paper mill janitor. Îi vor fi puși în socoteală și acelui om de la întreținere acelei fabrici. That's why never despise where God has called you. De aceea să nu disprețuiești niciodată chemarea lui Dumnezeu din viața ta. Nu încerca să fii altcineva. Be the person that God has called you to be. Fii persoana care Dumnezeu te-a chemat să fii. Did you get something out of this tonight? Ați primit în seara asta ceva de la Domnul? If you're watching it online, dacă ne urmărești online, I want you to bow your head. E cazul și tu să pleci capul. You're here, bow your head. Cei care sunteți prezenți și voi, you're here tonight, plecați capul. And you would say, dacă în seara aceasta vrei să spui, John, I've really not sought God. John, nu am căutat cum se cuvine pe Domnul. About what I'm called to do. N-am întrebat pe Domnul cum se cuvine, ce trebuie să fac. I have not earnestly, diligently sought him. Nu am căutat fața lui cu sinceritate, cu seriozitate. I'm asking you to pray for me tonight. Îți cer să te rogi, John, pentru mine. Because I want to know what I'm called to do. Pentru că vreau să știu la ce m-a chemat Domnul. If that's you, I want you to stand up.